Căutând sensul, pornim la drum și ne supunem forței și muncii. Rezultatul întotdeauna este precedat de acțiune. Iar aceasta înseamnă, sub orice formă, intelectuală sau fizică, contorsionare. Mai întâi a spiritului, apoi a trupului, iar în viziunea multora dintre noi, rezultatul este obligatoriu și nu poate fi evitat, reprezentând rostul vieții. Aceasta presupune suflare și se consolidează într-un trup care trebuie hrănit, protejat, îmbrăcat. Dacă ne gândim la începutul istoriei, prima haină purtată de om a fost făcută de bunul Dumnezeu din pielea unui animal. După un timp oarecare, oamenii au început să facă niște țesături simple și s-au făcut haine pentru acoperirea corpului. Abia de la secolul al XVII-lea s-au dezvoltat manufacturile de făcut stofe și încet, încet s-a dezvoltat și croitoria, în așa fel că s-au creat fabrici de croitorie, fabrici care au produs haine în serie mare. Dar tot timpul oamenii care au dorit să se îmbrace elegant, frumos, cu gust, au dat comandă la croitoriile care au făcut hainele potrivite după conformația corpului. Am făcut deja cunoștință cu domnul Batcai Alexandru, o persoană care a îmbrăcat mulți locuitori ai Aradului, dar orice poveste își are propriul început. Lângă casa mea, unde m-am născut, a stat un croitor, un meseriaș foarte bun. S-a îmbrăcat tot timpul elegant, foarte frumos și a fost admirat de maica mea. Mama a spus, după un timp oarecare, dacă fiul ei nu dorește să urmeze o facultate, atunci sugerează să se îndrepte spre croitorie. Dacă însușește meseria croitoriei la un nivel înalt, poate să-și asigure un trai decent. După un timp oarecare, după cum se vede, visul ei s-a și înfăptuit. Pentru domnul Batcai Alexandru, abecedarul croitoriei începe cu școala profesională de meserie croitorie, iar pe parcurs am însușit meseria la o croitorie foarte apreciată în Arad. Șeful croitoriei a fost domnul Silaghi Gheorghe. După un timp oarecare am ajuns la un alt atelier de croitorie cu marele croitor designer Ghinga Mănase. Dar nu se mulțumește cu puțin. Perfecționarea presupune nevoia permanentă de a munci, de a investi în persoana sa necontenit. Între timp, fiind tânăr calfă, am făcut liceu, am luat bacalaureatul și m-am gândit să progresez, să mă adâncesc și în tainele croitului. Croitul are o importanță extraordinară, că ai nevoie de ochi formați ca să observi deficiențele corpului, clientului, și aici ai nevoie de studii importante ca să cunoști conformația corpului omului. Ca meseriaș care am activat în cadrul croitoriei 10 de ani, pot să vă spun că de a face o haină în croitorie e chiar pe undeva o artă. Ca să devii un croitor profesionist bun, să faci produse la plăcerea clientului, trebuie să ai un spirit de observație extraordinară, ca să vezi deformările corpului, ca să poți să compensezi deficiențele de corp și ca să produci un produs care să poarte clientul cu plăcere la diferite ocazii. Înainte de 89, am lucrat la diferite croitorii, unde am primit tot timpul lucrurile cele mai grele, cele mai importante pentru naș, mir, fracuri pentru Filarmonica din Arad. Astfel, m-am adâncit în tainele meseriei croitoriei. După căsătorie, am introdus și soția în această meserie, deși ea a făcut școală tehnică de proiectanți. Nu a învățat croitorie, dar având un talent extraordinar, a însușit foarte bine și mă ajută foarte bine la executarea hainelor.
Cursul istoriei a favorizat trecerea de la proprietatea de stat la cea privată și conferă noi oportunități celui care și-a însușit o meserie. După 89, când s-a început încurajarea mesiașilor particulari să deschidă firmă, și eu am deschis o croitorie particulară și am fost primul care am deschis croitoria particulară în Arad, cu denumirea firmei Croitoria Lord Arad. Denumirea, practic, sugerează că lucrăm numai pentru bărbați, facem haine numai pentru bărbați. La început am avut niște clienți care au plecat foarte mulțumiți de la croitorie și după aceea clienții au venit după recomandare, că a văzut haina, mirele sau nașul la nunta respectivă și după un timp oarecare așa de tare s-a mărit numărul clienților că a trebuit să primesc 3 ucenici să introduc în tainele meseriei croitoriei. Din păcate, din cele 3, 2 au părăsit croitoria, numai unul a mai lucrat în cadrul asociației familiale încă un an. Îmi pare foarte rău că el a avut un talent destul de bun și am putut să contez pe el, pe lucrarea lui, dar din păcate a renunțat și el. Astfel, suntem mai săraci în privința meserașilor. Chiar dacă la nivel local a avut succes, în momentul în care i s-a oferit ocazia, nu a refuzat să practice această meserie și în afara granițelor. După niște ani făcute, lucrate în cadrul croitoriei, tot așa în atelier, am avut un prilej de a pleca din țară pentru 2 ani în Canada. Acolo tot croitoria am făcut și m-am adâncit și mai mult în meseria aceasta după tehnologia modernă. Revenind din Canada, am redeschis atelierul care până atunci a fost închis temporar și am început din nou activitatea intensă, dar am constatat că, între timp, numărul croitoriilor s-a diminuat, s-a micșorat. Cei care n-au stăpânit bine meseria, pur și simplu au dat faliment. Astfel, tot timpul sunt pur și simplu invadat cu lucru, vin clienții după recomandare și cer haine deosebit de elegante, faine, pentru diferite ocazii. Alături de satisfacțiile materiale, meseria bine făcută adaugă implicit și satisfacții sufletești și respect. Experiența 10 ore de ani mi-a adus multe satisfacții profesionale. Când te întâlnești cu un client care a plecat de la tine mulțumit și e prietenos cu tine și te mai invită la o cafea, la o întâlnire cu plăcere, asta dă o satisfacție deosebită. Chiar din această cauză propun tinerilor să se îndrepte spre croitorie. E o meserie foarte frumoasă, e o artă și totuși dacă însușește la un nivel înalt tainele meseriei, îi dă o posibilitate de un trai decent. Deci vă rog tinerilor să treceți să vă îndreptați spre croitorie. Chiar dacă îl împlinește satisfacția meseriei, cel care a făcut din croitorie o artă ajunge și la punctul în care gustă dezamăgirea. Actualmente îmi pare rău că văd viitorul croitoriei sumbru, fiindcă nu găsesc tineri care ar avea plăcerea să continue această meserie, deși deocamdată mai simt energie în mine ca să pot să predau lor toate tainele meseriei. Dragostea pentru meseria pe care a practicat-o o viață îl face să creadă că nu e încă prea târziu pentru a preda ștafeta tinerei generații. Aș propune factorilor de decizie a învățământului românesc să încurajeze tinerii să se îndrepte către o meserie din asta frumoasă, care e o artă pe undeva și care ar însemna ca viitorul
tinerilor să fie asigurată. Noi suntem răspunzătorii în fața istoriei ca să predăm toate tainele meseriei, să creăm un tineret care într-adevăr e folositor pentru toată societatea noastră. Meseria aceasta cere o totală dăruire și din cauza asta tinerii de multe ori se orientează spre domeniile unde poate să folosească calculatorul și să aibă o viață mai ușoară, care să iasă banul cât mai ușor. Din anul 2000, pur și simplu, nu am avut niciun tânăr care s-ar fi interesat să învețe această meserie. Îmi pare foarte rău, nu avem pur și simplu urmași care să continue activitatea în acest domeniu.